Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Suceava, Tiberius Brădățan, a declarat că este nevoie de o schimbare a orașului Suceava. De aceea, doctorul Brădățan a venit cu proiecte pentru dezvoltarea municipiului. Cu toții conștientizăm faptul că este nevoie de o schimbare. Suntem în al 12-lea ceas și această schimbare trebuie să modifice fața orașului Suceava. M-am născut în Suceava, am crescut în Suceava. Prietenii mei sunt de aici, din Suceava. Oamenii dragi și dumneavoastră, oameni dragi cu care am colaborat de-a lungul timpului, locuiți în Suceava. Cred că sunteți de acord cu mine că nu se mai poate așa. Dacă dorim să fim în continuare mândri de statutul nostru de suceveni, de urmași ai celui care a dat cetatea de scaun a Sucevei ca și simbol pentru o întreagă țară, al lui Ștefan cel Mare, este nevoie să schimbăm modul în care gândim, să schimbăm modul în care acționăm, să schimbăm modul în care ne pregătim pentru viitor. Conform declarațiilor făcute de candidatul PSD, strategia de dezvoltare a Sucevei a fost construită în urma discuțiilor cu cetățenii din municipiu și este o dezvoltare realizabilă. Această viziune, această strategie, acest proiect de dezvoltare a Sucevei a fost construit stând de vorbă cu cetățenii, mergând în cartiere, mergând în toate zonele Sucevei, stând de vorbă cu oamenii din lista de consilieri, cu cei care vor trebui să formeze echipa care trebuie să dovedească că se poate face această schimbare. Această viziune, această strategie nu este o utopie. Este realizabil. Și pornind de la ceea ce oamenii ne-au spus, avem în centrul strategiei noastre un cuvânt: respect. Socialdemocratul sucevean a menționat că este foarte important să discuți cu cetățeanul între blocuri în fața scării. Dacă ne gândim la faptul că în ultimii 12 ani administrația publică locală practic nu a ajuns deloc între blocuri, la scara cetățeanului, acolo unde sau de unde omul iese în fiecare zi când pleacă la lucru și unde ar trebui să se încarce cu energie pozitivă pentru că pleacă la o nouă zi de lucru, veți vedea borduri învechite, aceleași rămase dinainte de 89, veți vedea lipsa trotuarelor, veți vedea, și în această perioadă am văzut peste tot, spațiu verde neîngrijit, un domeniu public care nu este amenajat, veți vedea locuri de parcare nesistematizate, negândite, veți vedea acele spații verzi sau locuri de recreere cu bănci în care ar trebui, pe care ar trebui să stea vârstnicii, persoanele care vor să se odihnească și să se simtă bine într-o stare deplorabilă. Spuneam că respectul este cel care trebuie să fie cuvântul de bază în tot ceea ce vom face pentru cetățenii Sucevei.